Domnilor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii de spatele la zile. După cum știți, studenții sunt în vacanță. Perfect, nu? Toată lumea spune, doamne, dacă studenții sunt în vacanță și cadrele universitare au o vacanță, e bine, la Casa de Cultură a Studenților, vacanța este prin muncă. Adică este vacanță, dar trebuie și să muncești. Activitățile se desfășoară în mod normal. Despre aceste activități discutăm astăzi cu domnul Bogdan Cruceanu, directorul Casei de Cultură a Studenților. Bună ziua, domnule director, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit, pentru că e onorant pentru mine să particip la emisiunea dumneavoastră. Bun, a venit vacanța, e clar că activitățile s-au restrâns, dar n-au încetat, nu? Am înțeles că de curând ați fost plecat la un festival internațional. Așa este, chiar dacă în perioada aceasta simțim cu toții lipsa studenților, cunoscând faptul că marea majoritate dintre ei deja au încheiat și au încheiat cursurile, s-au încheiat anul universitar. În perioada aceasta a loc doar parte de, de înscrieri la studiile de licență, masterat și Așa mai departe, la noi cei de la Casa de Cultura, Studenților, activitatea continuă, în colaborare cu tot ceea ce înseamnă aceste asociații studențești și studenții implicit din Iași, în prisma, din prisma faptului că, pe de o parte, desfășurăm în perioada aceasta Programul Național de Tabere Studențești, acolo unde studenții merituoși, participă la uh, programul nostru, programul Ministerului de Netul și Sportului, uh, mai exact, programul național, uh, acolo unde în uh, fiecare, odată la 5 zile, sunt serii diferite de studenți la universitățile din Iași care uh, participă la acest program. Îi regăsim de altfel uh, în perioada aceasta în Costinești, până pe data de 30 iulie avem 3 serii la Costinești de la de pe data de 15 iulie până la finalul lunii august avem complet la Eforie Sud avem și în Vama Veche, avem și la Munte la Sinaia, Ei, deci cu alte cuvinte, eh, angajații casei de cultură la studenților în perioada aceasta sunt directorii de tabăr, cei care deodată la 5 zile se schimbă, Aici. se duc, fac cazările se asigură că de bunul mers al lucrurilor în fiecare locație în parte pe care noi am contractat-o în perioada, în perioada, să zic, trecută, în perioada mai-iunie. Spuneați de taberele astea, mi-aduc aminte de studenție, când într-adevăr era o bătaie ca să obții un bilet într-o tabără studențească. Costinește era clar, de departe, preferata tuturor studenților. Și vara puțin se, se către munte. La fel este și acum mai mult sau mai decât... Este, În urma consultărilor făcute cu Asociația Studenției, a ieșit un, o dorință să zic, mult mai mare de a contracta uh, partea de litoral în detrimentul uh, muntelui. De altfel, uh, la munte sunt doar uh, 3 serii, practic, uh, sunt doar 3, uh, 15, da. zi, 15 zile, iar la, pe litoral avem uh, de pe 15 iulie, cum v-am spus, până la finalul lunii august, uh, complet, ave, ne, ne găsim, adică fiecare angajat în parte, în funcție de uh, decizia pe care uh, o dau în urma ședinței cu ei, eu o imit, ei se vor, vor pleacă și cazează, cazează studenții studenții așa este bun dar acum la casa de cultură a studenților au început lucrări de întreținere de să zicem, mentenanță, tot ce înseamnă. Că perioada uh, verii este o perioadă propice mai. Sigur, în perioada aceasta sunt și câteva, uh, să zic, investiții, uh, investiții lucrări, reparații curente pe care noi le facem și aici mă fac referire la reviziile echipamentelor uh, ce asigură încălzirea clădirii, de exemplu. Când mă uitam, uh, chiar vorbeam, spunea să spune mai devreme că deplasarea în Spania și că prisesem, primisesem telefon că la una din revizii la camera centrală era o problemă. Sunt chestiuni punctuale pe care în momentul de față le, căutăm să le, să le remediem, bineînțeles și în funcție de veniturile pe care noi le-am le avut în prima parte a anului. Bine cunoscut faptul că noi trăim, noi ca instituție trăim doar din veniturile proprii, venituri proprii ce sunt generate de închirierea spațiilor pe care noi le avem, implicita a pe care, le avem și totodată sălii mari de spectacole atunci când pe scena Casei de studentului Studenților vin diferiți artiști Naționali, chiar și internaționali internațional, Care da. susțin spectacole Atunci noi percepem o tarif de închiriere Era respectiv E o sursă, un venit iar, iar respectivele venituri se duc către noastre proprii, De acolo ne și întreținem De acolo plătim și partea de utilități De acolo plătim și partea de prasă Ajung curente. banii? Suntem destul, destul, să zic așa să zic Cam la, la limită. limită Trebuie să recunosc lucrul acesta Eu de afel am sunt destul de mult cu reaua Pentru că erau câteva cheltuieli care se făceau înainte din punctul meu de vedere, uh, fără, să, -și pe, uh, fără să fie lucruri care, cum să zic, care puteau uh, pute -se puteau gă găsi soluții mult mai variante mult mai mult mai uh -huh. ieftine. Uh, Așa am preferat să merg pe ceea ce înseamnă în momentul de față parte de uh, prioritizarea investițiilor, a cheltuielilor reparațiilor curente. Un exemplu pur uh, dacă am avut o situație în care acoperișul uh, casei de cultură l-am găsit uh, Fisurat, și de altfel, lua din sălile de repetiție ale ansamblului doamna încarpaților era intra uh, constant apă. Am luat, am intervenit și este o lucrare care a costat estimativ 20.000 de lei. Uh, pentru mine, 20.000 de lei poate la prima vedere, poate pentru o instituție publică pare o sumă mică. Mică, uh, nimic. Uh, pentru o instituție ca Casa de Cultură a este o sumă mare. Uh, da, bine, am 20.000 de lei. Uh, Vorba aceea, dacă împărțim, ar, fi, ar veni undeva la vreo 5.000 de... aproape, nu, e vreo 4.700 de ore. E pentru uh, o instituție care se autogestionează. Bun, domnule director, eu vreau să vă întreb un lucru. Aveți în față o parcare imens o parcare care... Care uh. este statutul acelei părți? Statutul acelei acele parcări este următorul parcarea aparține domeniului public, este a primăriei municipiului Iași. Acea parcare nu poate fi percepută în mod de față niciun tarif de închiriere pentru că se află încă în programul fiind fiind cu fonduri europene. Uh -huh. De altfel a făcut și obiectul unei intervenții mele în cadrul consiliului local în calitate de consilier local strict. Da. Tocmai pe această legat de această parcare, pentru că sunt multe situații în care sunt foarte mulți cetățeni care parchează mașinile acolo și rămân zile întregi. De altfel, na, poate sunt anumite situații când zona de acolo e parcarea de la fundație, e un punct de reper pentru plecarea. da, da, de... da, 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 nu, e un punct de reper. De ce v-am întrebat? Măcar locurile acelea de la intrarea, deci în momentul când încep să urci pe scări ca să intri în casa de cultură a studenților, măcar acele locuri să fie rezervate casei de cultură a studenților, să nu le ocupe oricine. No, noi avem, noi avem față, o parcare, pentru angajați este... Cea din spate. Cea din spate este relativ suficientă pentru angajații cultură. Problema apar când sunt vizitatori sau când sunt uh, oameni care, cetățeni care vin la instituțiile din zonă, pentru că uh, mai sunt instituții publice în zonă. Așa este, da. Uh, și la fel, tocmai în ideea în care, să zic eu, parcă mai retrasă, tendința e de a parca acolo. În momentul față, deja am și blocat toate locurile, pentru că se află pe terenul casei de cultură a studenților. Da, vreau să vă mai întreb un lucru pentru că cum te uiți la casa de cultură a studenților, în partea dreaptă era acel teren. Știu că la un moment dat oh. s-a încercat un schimb de terenuri cu proprietarul, nu? Nu s-a oh, ajuns la nicio istorie. înțelegere. Ce istorie este acolo? Uh, nu, nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Din păcate, am făcut uh, am căutat N și N și N variante, am prezentat în situații, m-am întâlnit cu proprietarul, m-am întâlnit cu avocata doamnei de acolo, am încercat inclusiv cu, adică, alături de reprezentanții municipalității, am încercat foarte multe variante, n-am găsit cale de mijloc, din păcate, atunci s-a produs, s -a, am mers către o de Consiliu Local prin care s-a restrâns Uh, suprafața de teren care ne-a fost dată în folosință gratuită pe toată existența clădirii noastre. Okay. Și astfel, în momentul de față, dacă veți merge acolo, îți găsiți un banner pe care să vedeți că este la vânzare terenul. Bun, eu, eu, uh, eu, nu, nu, eu vă întreb dacă ar fi să faceți lucrări de reparații la peretele dinspre acel teren. Cum. Avem, avem, avem o suprafață de teren Este noastră. Ne încadrăm. Uh, ne încadrăm, uh, ne încadrăm uh, dar, da. dar în momentul de față arată bine la, teal, pe, acel, la pe, acel, pe acel teren putea să, uh, Casa de Cultură a Studenților putea să facă multe lucruri, inclusiv să. Uh, foarte un bazin cu apă. Păi asta a fost de altfel de acolo pare De acolo a plecat problema Și avem problema legată de uh, lipsa autorizației de funcționare pentru securitate de incendiu dar, în momentul de față, s-au mai schimbat normativele, de altfel studiez foarte bine, studiez uh -huh. de aproape această problemă și cred că poate mai găsim și alte variante. Și alte. Încât să, să, nu fie să ne delimităm complet de acel teren. Eu, pentru mine, nu mai există, a fost. De, s -a terminat. E, este un subiect închis. Cine îl are, să-l folosească. să folosească liniște. Da. Ați pomenit de faptul că ați fost și în Spania, nu? La un festival internațional. Așa este. Ansamblul nostru, Doamne Carpaților, a dat curs invitației uh, uh, Invitații venite din, din Spania, par s-a participat la două, două festivaluri, unul în Lorca, în zona Murcia, și unul în Dos Hermanas, în uh, zona Sevilla. Uh, două festivaluri la care ansamblul nostru a susținut spectacole în fața uh, publicului, uh, inclusiv uh, românesc, aș putea spune. Românii, că au, fost, -au, venit, au sigur. fost foarte multe români care, cu care ne-am întâlnit cetățeni, am întâlnit cu am întâlnit foarte bine un domn care locuia acolo de 25 de ani, de altfel când eram în dos s-a mers la fiecare spectacol al nostru pe care l-am dat, indiferent de locație, venea și inclusiv seara la cazare, venea și să cu noi s să stea de vorbă în limba română și să vadă da, da, chiar aveam momente când uitase complet anumite cuvinte Eu l-am înțeles de altfel, chiar omul și-a cerut scuze să nu să nu considerăm noi că este rău intenționat, ci efectiv fiind căsătorit cu, cu, o doamnă de acolo din Spania. 25 de ani dacă vorbește vorbea, spaniolă. Vorbea în, vorbea și... doar în limba spaniolă, avea multe când uita, uita cuvintele și dădeau lacrimile atunci când cei din orchestră cântau melodii, melodii clasice ale noastre, cum bine cunoscute, din... romanțe, romanțe vechi, ale, ale, care, ale noastre, care sunt foarte, foarte bine cunoscute Și amintea de, la, de tinerețea lui Așa este, dădeau lacrimile Și vă spuneam că a venit inclusiv seara la cazare doar ca să stea cu noi Să stai de vorbă Bun, ați fost <coughs> la cele două festivaluri Ați făcut invitația ca și spaniolii la rândul lor să vină la noi în țară? Da, am făcut invitația celor din, din Dos să A fost, să zic... Un bun prilej la ședința organizatorică, să-i să invit și pe ei, inclusiv pe cei din Rusia, i-am invitat. Pentru acest festival nu -am, am fost doar noi cei din România invitați, au fost în lor cei din Benin, Rusia și România, iar în Dosirmană s-au fost din Rusia, România, cei din, din zonă și Senegal. Și deci, cu alte cuvinte, în, în fiecare zonă în parte, au fost uh, momente dedicate folclorului, folclorului, uh, bineînțeles, reprezentativ al fiecarei uh, țări în parte. Pentru mine a fost foarte onorant că am putut participa, faptul că am găsit înțelegere la Ministerul Tineretului și Sportului de a ne se aproba această, această deplasare. Uh, totodată bucuroas, buc sunt foarte bucuros că am putut să reprezint orașul nostru și țara noastră da. uh, cu momentele artistice pe care a ansamblul nostru le le prezintă la fiecare eveniment în parte pe care îl și susține. Dar din câte știți să există un festival al fol folclorului care să se țină la Iași? Uh, un festival, sunt festivaluri de folclor, uh, nu au fost, sau un, pe în ultimii doi ani există acel festival confluențe, în care de altfel uh, uh. noi suntem uh, Parteneri. Am putea spune parteneri, pentru că se joacă la casa de... Se, e loc la Casa de Cultură a Studenților, uh, acolo unde uh, domnul Petre Șușu, cel care este managerul în momentul de față al ansamblului profesionist Constantin Arvinte, uh, să zic, se ocupă de aproape de acest, de acest festival, împreună cu Asociația Italienilor. Uh, acolo unde sunt foarte multe ansambluri care vin și din... Sunt și invitații din străinătate. Sunt adică din străinătate. și Sigur, dar că din Eu am lansat invitația către cei din, din Spania, chiar discutam cu colegii mei, că căutăm varianta de, de, a susține acest eveniment, pentru că ar fi un eveniment foarte frumos pe care putem să-l organizăm noi aici Bun, Este că se poate declara, pentru că dacă v ați, plecat, ați accept, vi s-a făcut invitația, este firesc să să faceți la rândul dumneavoastră să le faceți o invitație de participare în România. Iar Haideți că trebuie să recunoaștem. O parte din melodiile din Spania au priză la, la publicul nostru, fără o, doar și parte. Cu siguranță eu mai și glumesc de multe ori, inclusiv colegile mele de la birou, legat de, de aceste melodii. De altfel, într-o seară când povesteam, stăteam cu, m-am retras cu cei cu organizatorii, le spuneam că una peste alta, noi suntem și noi latini și atunci... Exact. Și atunci Se simte o lea ca afinița către, către acea poți, muzică. Muzica spaniolă o regăsim, de altfel, în foarte multe locații din, da. Da, da. din orașul și nostru. Ar fi și chiar, exact ar, ar fi, chiar, un moment, un moment plăcut. Da. Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim foarte mult pentru participare. Ce o să, să vă doresc? că Succes în activitatea de vară asta, să da domnul să aveți destule fonduri pentru reparații, și să auzim că ați participat la cât mai multe evenimente. De altfel, ne dorim ca și în să fie organizate că cât mai multe, multe te evenimente. Te va vale. Pentru că așa este, ieșenilor le place și cultura. Adică. Este nu un oraș cultural. Nu, așa este. 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 Domnilor și domnilor, punem punct ediției de astăzi. Până data viitoare, cele bune. La revedere!